dar Romi nu ne mai poate face ca ACS Volei Municipal Zalău să piardă poziția secundă în clasamentul diviziei A1 la volei masculin la finalul sezonului regulat, astfel că cuvântul de ordine la echipa zălăoană este spectacol. Chiar dacă au existat și câteva momente mai puțin faste la echipă, elevii antrenorului bulgar Stoian Stoiev au trecut repede peste lipsa de formă și au demonstrat în ultimele partide faptul că primele jocuri mai puțin reușite de la început de an nu au fost decât un accident. Până la finalul returului de campionat au mai rămas de disputat 5 etape, însă sălăjenii vor juca 6 partide, deoarece pe lângă cele 5 runde mai au de disputat restanța cu CVM Tomis Constanța din etapa precedentă, amânată datorită partidei de Liga Campionilor pe care constanțenii au disputat-o în companie echipei Locomotiv Novi Sibirc. În etapa de la finalul săptămânii, ACS Volei Municipal Zalău se va duela mâine de la ora 18 în sala sporturilor din Zalău cu Știința Explorări Baia Mare. Și așa cum ne-au obișnuit, zălăoanii abordează partida cu gândul la victorie, o victorie scurtă de 3 puncte. Pe lângă victorie, Leonardo Dal Bosco și coechipierii săi promit să facă spectacol și așteaptă publicul să fie alături de ei într-un număr cât mai mare.